Șara, dragilor, iată că încerc să fac un exercițiu. Mi-a pus cineva întrebarea asta. Deci dăm un om de gradul 3, f de x egal cu x la 3a plus ax pătrat plus bx plus c. Așa este polinomul de gradul 3. Și x-ul, x2-ul rădăcinii sale, x1, x2, x3, nu știu de unde este, nu știu ce clasă este, însă exercițiul mi pare interesant. De aceea mă strădui repede să încerc să fac. Sunt într-o pauză de 10 minute și sper să reușesc. Așadar, dacă x1, x2 este rădăcinii de acestui polinom, p de x se poate scrie ca fiind x minus x1 pe x minus x2 pe x minus x3, și, sigur, p de x1 egal 0, p de x2 egal 0 și p de x egal cu 0. Iar când x un alt polinom de grad 1, atunci spune problema să calculăm această sumă. Ei bine, s va fi egal cu... Întrebim p deriva de x. Hai să facem p deriva de x. Asta ar fi mai rapid, mai important pentru început. Și atunci o să avem p derivat de x egal cu x minus x2, prima derivată cu celălalt primul, x minus x2 pe x, minus x3, plus x minus x1 pe lângă x minus x3, plus x minus x1 pe lângă x minus x2. Da. Și atunci p derivat de x1 va fi egal cu, îi punem pe x1, asta face 0 și asta face 0. x1 minus x2 pe lângă x1 minus x3. P derivat de x2 va face, punem pe x cu x2, asta face 0, și aici va face x2 minus x1 pe lângă x2 minus x3. Da? x2 minus x3. Și p derivat de x3 va însemna x3 minus x2 pe lângă x3 minus x1 și aici pe derivat de x3 asta dispare și vine x3 minus x2 pe lângă x3 minus x1, am spus bine. Și acum, dacă asta se întâmplă, atunci ies va face... Alo? Alo? Ce te rog să... Ai reținut cine sunt? Păi mi-ai scris un mesaj la Prof. Online. Pentru un exercițiu. Sunt într-o pauză. Da? Sunt într-o pauză și acum îl fac la tablă. Dacă poți intri pe Prof. Online TV. Poți, da? Știi acolo televiziunea aceea care emite? Hai că intră acolo și spune-mi dacă ai intrat, eu să fac și manevra care trebuie ca să vezi în direct de exercițiu, să discutăm. Da? Alo? Așa. Sună tu, te rog. Să fac și la telefon, că n-am acum sonor. Sună-mă, te rog. Așa.
Aici am instalat un moment de așteptare, sper să... Da, mă auzi? Așa. Dragule, a fost așa. Să dă pornul un PDX din gradul 3 la 3 cu size pătrat. Vezi acolo la tabula? Da. X la 3 cu size pătrat plus BX plus C, unde X1, X2 și X3 sunt rădăcinile. Iar P de X, în condițiile astea, arată X minus X1 pe lângă X minus X2 pe lângă X minus X3. Așa arată P de X, da? X minus X1 pe lângă X2 pe lângă X minus X3. Pentru că orice polinom din gradul a cărui rădăcine știi, mă auzi? Da, da. Deci când știi rădăcinile, ce clasă ești tu? Așa. Când știm rădăcinile, atunci orice polinom să fie ca un produs de factori cu rădăcini sale, x minus x. Ar trebui coeficientul dominant aici, 1. Dar coeficientul dominant nu mai are rost să ne spun. X minus x, 1 pentru x minus x, 2 pentru x minus x, 3 polinomul. Iar Q de x este un polinom de grad 1, mi-ai zis, nu? Și am notat eu mx plus r. Pe derivat de x arată așa. Tu, voi ați făcut derivatele deja? Bun. Derivata înseamnă a unui produs. 1, 2, 3 paranteze înseamnă prima derivată, care e 1, înmulțit cu celelalte două nederivate. X minus x2 pe lângă x minus x3. Plus prima nederivată, plus a doua derivată din produs. Adică rămâne x minus x1 pe lângă x minus x3. Și plus primele două nu și a treia derivată, care e din nou 1, x minus x1 pe lângă x minus x3. Așa arată pe derivat x. De acord? Pe derivat de x1 ce înseamnă? Înlocuim pe x în exprimare cu x cu x1. Și dispare x1 minus x1 face 0 aici, x1 minus x1 face 0 și rămâne numai primul produs. X1 minus x2 pe lângă x1 minus x3. De acord? Pe 2 derivat înseamnă pe derivat de x2, înseamnă că înlocuim pe x cu x2. Dispare prima și ultima și rămâne doar paranteza din mijloc. X2 minus x1 pe lângă x2 minus x3. Pe derivat de x3, înseamnă că înlocuim pe x cu x3, dispare primele două și rămâne x3 minus x1 pe lângă x3 minus x2. Și atunci, e să vă arăt așa. Q de x1 care înseamnă m x1 plus n supra, vorbește tu, dirigează-mă, spunem, supra, pe derivat de x1. Așa, pe derivat de x1. Adică x1 minus x2 pe lângă x1 minus x3, da? Așa. Plus, vorbește, te rog, hai. Plus Q derivat de X2, adică MX2 plus N, totul supra X2 minus X1 pe lângă X2 minus X3, de acord, plus MX3, hai, te rog, vorbește. X3 minus X2 pe lângă X3 minus X1, da? Care este numitorul comun? Păi este X1 minus X2, X1 minus X2 pe lângă X2 minus X3. Hai să facem o perdutare ciclică aici. Și pe lângă X3 minus x1. Să le luăm așa. Asta ar fi produsul. X1 minus x2 avem la prima paranteză. Dar mai este x1 minus x3. X1 minus x3 și aici avem x3 minus x1. X3 minus x1 înseamnă că îi punem un minus în fața aici la linia de fracții ca să fie x3 minus x1 și amplificăm cu x2 minus x2 minus x3. X2 minus x3, da? La numitorul al doilea, avem x2 minus x1, adică x2 minus x1 îi trebuie un minus ca să fie ca aici. Și mai avem x2 minus x3 care îi. E foarte bine. Punem minusul aici și am terminat cu ea. Și atunci cu cine amplificăm?
amplificăm x3 minus x1. Când avem x3 minus x1. Deci amplificăm x3 minus x1. Din face, avem x3 minus x2. X3 minus x2 față de x2 minus x3 ar fi un minus. Și mai avem x3 minus x1. Foarte bine. Și atunci amplificăm cu x1 minus x2. Cu x1 minus x2. Și minusul ăsta îl punem în față aici. Atunci s va fi egal cu un minus. Vine de fracție lungă. Am pus minusul, că toate fracțiile au minus, am pus minus în față. Un numitorul x1 minus x2 pe lângă x2 minus x3 pe lângă x3 minus x1. Da? Și vine acum x2 minus mx, mx1 m, x1 plus n pe lângă x2 minus x3. Plus, că am scos minusul în fața tuturor, plus x3 minus x1 pe lângă mx2 plus n plus x1 minus x2 pe lângă mx3 plus n. De acord? Și egal mai departe cu, numitorul comun rămâne același, da? Și când înmulțim, când înmulțim aici, va veni mx1 mulțit cu paranteza, mx2 mulțit cu paranteza, scoatem pe mână un factor și vine mult pe... Da, desfacem paranteze, dar atenție cum, mulțesc cu x2 minus x3 pe mx1 și cu n pe x2 minus x3. Deci așa fac. Zic m pe lângă x1 pe lângă x2 minus x3. Da? Plus x2, că pe mână am scos, pe lângă x3 minus x1, plus x3 pe lângă x3 pe lângă x1 minus x2. X1 minus x2. Și închid paranteza dreaptă. Și plus n pe lângă n și scos în paranteze. Iar în, în interior devine x2 minus x3 plus x3 minus x1 plus x1 minus x2. Și o să vede că în paranteze reduc aceștia toți. X2 cu x2 minus tot așa și vine numărul 0 aici. Terminat, da? Și egal mai departe cu m pe lângă. Hai să mulțim acum. Și vine x1 ori x2. Când desfac paranteza acolo, da? X1 ori x2 minus x1 ori x3. Așa. Plus x2 ori x3 plus x2 ori x3 minus x1 ori x3. X1 ori x3. Și plus x1 plus x1 ori x3 minus x2 ori x3. Minus x2 ori x3. Totul supranumitorul acela cu cele trei paranteze mulțite. Și acum trebuie să observ. Avem x1 ori x2 odată. Și dacă mai avem undeva x1 ori x2, nu mai văd. Dar x1 ori x3 avem și de două cu minus x1 ori x3. Iar x2 ori x3 x2 ori x3 este odată cu plus și odată iarăși cu minus este. Da, 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 da. Și x1 ori x3 este și el. Aici să nu fi greșim noi, aici trebuie să fim atenți că să nu greșim, pentru că bunul simț al meu matematic îmi spune că ar trebui să se reducă toți. Deci x1 ori x2, x1 ori x3. Apoi, x3 ori x2, x3 ori x2, minus x1 ori x3, plus x1 ori x3, minus x2 ori x3. X2 ori x3 s-a dus, x1 ori x3, unul cu plus, altul cu minus, x1 ori x3, x1 ori x3.
Și X1 ori X2 și X1 ori X2 este, ar trebui să fie de două ori, să reduc așa ceva. Bunul simț așa mi-ar spune că e vorba de ciclicitate acolo. Cum s-au redus toți și sus, trebuie să reduc și aici. Suntem neatenți la un coeficient aici scris, dar ideea este că faci 0 supra ceva și faci 0. Răspunsul corect este 0. Da? Deci am făcut aceste exerciții în baza, să spunem, a celor discutate de noi acum. Bine, ți-am făcut exerciții, acum eu mă grăbesc că trebuie să intru la clasă cu cine am de făcut discuția. Povestește și de unde ești tu deloc? Din ce? Din satul mare, da? Vreau să povestești tuturor prietenilor tăi, tuturor colegilor, și să spui că proful online ți-a răspuns la problema pe care mi-ai propus-o și a și făcut-o la tabă. De fapt, o să și vezi, pentru că asta va fi pus pe internet. Da. Am înțeles. Numai că eu am această dorință, când dacă am, ce-am făcut-o, vreau să răspundești la toți colegii din școală, din liceu la tine. Da? Poți. Mai vrea că azi... O să faci asta, da? Da. Bine, bine. La revedere.